Vremea se menține urâtă și în următoarea perioadă. Va ninge în mai multe zone din țară, iar temperaturile vor fi scăzute. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii. Bună seara, Carmen! Ce coduri au emis meteorologii în această după-amiază? Bun găsit, Marius! Meteorologii vorbesc despre două coduri galbene, unul de ploi și unul de ninsori abundente. Astfel că este clar că va ninge la munte, acolo unde turiștii se pot bucura de iarnă. Pârtile vor fi perfecte pentru iubitorii de adrenalină. Singura problemă cu care se vor confrunta va fi vântul, care la rafale va depăși 60-70 de kilometri pe oră. În București, în schimb, nu vom simți iarna în următoarea perioadă. Meteorologii spun că nu va ninge deloc, în schimb va ploua destul de tare. Codul de ploi rămâne valabil până marți dimineață la ora 10. Și în Banat, Crișana și Transilvania va ploua serios în zilele următoare. În Carpații meridionali, la altitudini mai mici de 1600 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, astfel că este foarte posibil ca zăpada să se topească. În București, Ilfov și Ialomița există și un cod galben de polei, astfel că trebuie să avem grijă atunci când ieșim din casă.